Într-o inaugurare inedită, astăzi 21 octombrie, începând cu ora 10, primarul Andrei Carabelea a deschis oficial noua pistă de atletism de pe stadionul municipal din Piatra Neamț. Sub sloganul Alergăm pentru Piatra, edilul Andrei Carabelea a invitat toți pietrenii la un concurs de alergare pe noua pistă, eveniment la care au participat în jur de 100 de oameni. Tot astăzi, la aceeași oră, au avut loc competițiile municipale și orășenești la cross, la care au participat cei mai buni elevi din școlile gimnaziale din Neamț. Elevii din Roman și-au desfășurat competiția în Parcul Zevoi din oraș. Cei din Târgu Neamț au alergat pe stadionul Cetatea, cei din Bicaz pe stadionul Cimentul, iar elevii din Piatra Neamț au fost nevoiți să alerge pe stadionul comunal din localitatea Podolin. Mulți părinți care și-au însoțit copiii la Podolin s-au întrebat pe bună dreptate de ce elevii din Piatra Neamț au fost duși într-o comună aflată la 30 de km departare pentru competiția de cross, din moment ce se putea alerga în condiții excelente pe stadion. Reamintim că pista de atletism de pe stadion a fost refăcută cu peste 2 milioane de lei, adică aproximativ 400 de mii de euro, din banii municipalității, iar calitatea lucrărilor a fost criticată de un cunoscut antrenor din Piatra Neamț.